Bine v-am regăsit! O cafea bună te trezește de dimineață, te revigorează după ce ai mâncat, te mai ține treaz și dacă ai de învățat în sesiune sau dacă vrei să mergi la o petrecere. Ei bine, ce-ar fi dacă o cafea, la fel de bună, te, face te angajează sau și mai bine te face propriul tău șef? Vorbim astăzi despre o idee foarte frumoasă de afaceri cu Bogdan Pandea, fondator Captain B. Bine, bine venit la noi! Mulțumesc, Bianca, pentru invitație și pentru prezentarea cafelei, pe general. <laughs> cafea e bună, asta e clar. Uite, vreau să te întreb, multă lume care lucrează în, în clădiri de birouri din Cluj a văzut deja că există anumite standuri pe care scrie Captain Bean. Cine este capitanul? Capitanul, acum că am ajuns la un las de cafenele de 8 locații și, și o franciză, e, e cel care te trezește dimineața. Captain Bean este acolo să fie lângă tine, pentru că trebuie să te trezești, ai tascuri de făcut, ai interviuri de luat și te ajută să le îndeplinești da. pentru că prefer să nu să nu stai undeva jos, să iei cafeaua și te duci să să-ți finalize ziua și atunci fiecare din cei care care fac cafea ei reprezintă Captain Bean. Așa deci aceștia sunt, sunt capitanii. Dar cum ți-a venit ideea să, să deschizi cafenele mobile să le spunem așa? Uh, ideea a venit participând la un proiect de o săptămână în care uh, S-a făcut shift-ul de la a fi angajat, pentru că eram uh, hotărât să merg pe contabilitate ca și carieră, uh, către angajator. Și am fost pus într-o situație de a spune o idee de afacere. În momentul acela, efectiv, a venit din, uh, din cer ideea, am prezentat-o, am primit un feedback foarte frumos de la oameni cu experiență în domeniul afacerilor. Ca și paranteză, doar de la oameni îi încurajez pe pe tinerii, viitori antreprenori, doar de la ei să ia feedback-ul și mi-am dat seama că într-adevăr poate să fie șansa mea unică în viață să zic să-mi încep un business, să și meargă. Uh, din acel moment, vreun an și șapte luni de zile într-un stil ardelenesc am pus cap la cap business pe un Excel să văd câți bani trebuie să investești câte cafele trebuie să vând pe zi, câți angajați îmi trebuie și mai departe. Deci ai avut un adevărat plan de afaceri încă de la început. Da și uh, l-am avut așa pentru că Trebuie să-ți dai seama de limitările tale ca și cunoștințe. Eu, dorindu-mi să fiu contabil sau să lucrez în direcția asta, ne citind lucruri de antreprenoriat, ne știm ce îmi doresc în viață, cel puțin în următoarea perioadă de timp, am avut cel puțin curajul să, să fiu sincer cu mine să-mi spun că tu ne-ai despre antreprenoriat, nu știi ce e asta, nu știi care sunt limitările convingerile tale, comunicarea e destul de precară și în business e foarte important să știi să delegi, să comunici. Și, și acum învăț atunci am luat-o step by step, a trebuit și să mă duc în America pentru că era deja semnat contractul, dar și acolo partea frumoasă este că am știut ce vreau să obțin din America, nu doar bani, ci să văd stilul de management, stilul de vânzare american, logo a fost făcut de un prieten de acolo, deci ca paranteză la cel an și șapte luni de zile, fără să știi ce vrei să ai, nu o să ajungi să ai acel lucru și nu o să știi cum să te legi de toate lucrurile care la prima vedere par negative. Bine, cum ai ajuns de la uh, lanț de cafenele la ideea de a vinde mai departe o rețetă? Pentru că este o rețetă de succes până la urmă. Da. Um, eu am început să citesc cărți de dezvoltare personală destul de târziu. de pe la 23 de ani am cumpărat prima mea carte de, uh, din propria inițiativă. Și acolo spunea un uh, cunoscut autor că tu îți vei îndeplini visul tău atunci când îndeplinești și altora visele celor din jurul tău. Și de la început, chiar înainte să vând prima cafea, am zis că eu o să angajez tineri să le prezintă afacerea transparent, ulterior ei să ajungă să-și deschidă afacerile lor proprii. Și din 2014, când am început, am avut șansa să lucrez din prima cu, cu doi colegi și am început să creștem încet, încet. Și am ajuns undeva la 6-7 locații în Cluj, având deja un sistem sau știind ce trebuie să multiplici. Adică ei sistemul, faci cafea într-un anumit fel, trebuie standul să într-un anumit fel și să ai frigiderul pus în anumite locuri, optimizare. Mă plictiseam, adică era frumos până ce cream standul, pentru că primele, de exemplu, erau făcute cu tatăl meu, deci era uh, father and son bonding. Uh, mă plictiseam. Deschideam, găseam omul potrivit, mai făceam schimburi în echipă, dar tot nu mai aveam ce să fac. Și atunci, uh, eu având pregătirea, am asociat cu... Uh, cu o echipă faină care știe să dezvolte francize știe ce înseamnă uh, să dai mai departe un sistem. Pentru că e bine să nu le faci pe toate și mă bucur că nu le știu face pe toate, că dacă le știi pe toate, tu le faci pe toate. Asta este una dintre lecțiile pe care trebuie să le da. învețe foarte mulți antreprenori până una alta. Corect. Vine, <laughs> bine, uh, cât de deschiși sunt uh, oamenii în general la o idee de afaceri care poate fi cumpărată la cheie, ca să zic așa? Deschidele sunt foarte, foarte variate. Noi am avut șansa să deschidem, de exemplu, un cluj, chiar în cluj, o franciză câștigată pe fonduri, uh, granturi private. Și a fost uh, foarte frumos pentru că am avut șansa să avem niște parteneri, un cuplu de tineri, studenți, pentru că și eu am fost student când am început. Și, uh, să zicem, legea atracției și-a făcut uh, treaba. Când vine vorba să investești într-o afacere, aici te lovești de niște tipare pe care. Sigur, le au și alte popoare, alte, uh, alte zone din țară, pentru că necesită o investiție mare. Și uh, pe lângă acea investiție, atunci când e o franciză, trebuie să plătești în plus pentru brand, pentru know-how, pentru toate greșelile pe care eu le-am făcut de șase ani de zile. Și ei să nu le mai facă. Și ei să nu le mai facă. Și atunci, o să zicem că partea financiară e prima constrângere pentru că trebuie să plătești 5.000 de euro ca să putem să creăm locația, să facem designul, să-l optimizăm, să știm că fluxul de oameni e foarte fain, să nu se adune lumea la, la ușă. Deci sunt multe lucruri care se zică par scumpe inițial, dar te scutezi de 6 ani de, de bătăi de cap. Și ulterior, ce am învățat, e să faci toate lucrurile să fie rezistente din prima. Adică nu neapărat mai sunt de acord cu jumătăți de măsură, pentru că o să se strice sâmbătă sau duminica un utilaj sau ceva, n-ai pe cine să suni și stai cu. nu mai poți să vinzi două zile. Și, și Aici, aici interveniți bani. voi? Aici intervenim noi, pentru că sunt unele lucruri care uh, trebuie să le cumpere conform specificațiilor noastre, cum ar fi aparaturile, utilajele, care sunt gândite și optimizate să fie folosite des, nu să le se pună praful pe ele. Și ulterior vine partea de amenajarea spațiului, care evident investiția depinde de starea în care se află, mobilierul, care fiecare viitor antreprenor e invitat să găsească furnizori din zona respectivă, pentru că de la Cluj până la București sunt niște costuri, de la Cluj până la Constanța sunt niște costuri, dar partea faină este că tu poți deja să vinzi și singura ta treabă este să găsești un tânăr sau să stai tu în spatele barului să ai încredere în toată experiența noastră și să vinzi cafea. Absolut uh, genial. Atunci, haideți, spunem, te rog frumos, care ar fi pașii, dar așa, pe repede înainte, dacă toată franciză este pe repede înainte. Care sunt pașii până la momentul deschiderii unui uh -huh. astfel de stand, Captain Bean, sub franciză? Uh, ca și mențiune. Captain mine nu se rezumă doar la standuri. Există partea de chioșcuri, standuri, cafenele. Deci oriunde. Deci nu, ne, nu limitează la spațiu, cum anume. Exact, venit. nu limitează la spațiu. Și atunci, tu vei aplica la noi la o franciză, ne auzim la un telefon, este obligatoriu să vii la Cluj, pentru că uh, antreprenoriatul înseamnă asumare și a face acțiune, așa că trebuie să vii să vezi cafenele noastre, să vezi evoluția lor. Ulterior se semnează un precontract care îți dă accesul la mare parte din, uh, din cunoștințe, know-how sau lucrurile pe care e nevoie să le știi. Ca să poți să fii uh, împăcat cu o iei o franciză de la noi, în momentul în care se găsește spațiu, se semnează contractul de franciză se, uh, și se începe toată pregătirea, training designul spațiului, uh, căutarea de furnizori în zonă, analiza pieței unde vrei să faci, pentru că Bucureștiu, Constanța, Iași, Oradea e diferit de Cluj și atunci trebuie să fim siguri că trimitem om acolo să înțeleagă tot ecosistemul de cafenele, să vadă ce cafenele sunt în zonă, care sunt prețurile, cum putem să aducem oameni în cafenea respectivă. Și tu ca și antreprenor tot ce trebuie să faci ulterior e să organizezi deschiderea, adică să vezi când îți vine echipa de amenajări, să comunici mai departe. Ok, pute, poate, poate să vină mobila. Veni, vi faci training la Cluj și zile în care trebuie să înțelegi tu ca proprietar ce anume trebuie să ai în vedere când faci cafea. Și la deschidere o să venim lângă tine, pentru că atunci sunt cele mai mari emoții și le uiți pe toate. Stăm lângă tine să fim siguri că trenul a plecat din gară și a început să iei inerție. Asta mi-a plăcut cu trenul care a plecat <laughs> din gară. Bun. Cum, cum poți să găsești persoane care doresc să ia o franciză? Adică, există niște criterii după care puteți să vi selectați și voi? Adică, una e... O persoană care are o înclinație deosebită către, către business, și alta uh -huh. este cineva care este fix de la zero. Da. Uh, cum îi selectăm noi? În primul rând, uh, trebuie să fie persoane care își doresc să facă o schimbare în viață. Dacă e vorba de un tânăr fără experiență, atunci automat el trebuie să găsească surse de finanțare. Și eu, de exemplu, prima, prima cafenea am deschis-o cu banii mei adunați, cu banii din America și cu sprijin de la părinți. Deci, uh, trebuie neapărat să faci surse, roade surse de finanțare, cu mențiunea că dacă business planul funcționează, banii nu sunt o problemă. Uh, și trebuie să, să apelezi, să faci acțiune, să faci, să faci pași spre, spre deschidere. Uh, aici se face diferența, pentru că avem, de exemplu, persoane care uh, sunt, au 30 plus, vor să scape de zona uh, corporate, vor să înceapă pe cont propriu și atunci nu mai vor să-și bată capul cu ceva, au și resursele și atunci e mult mai ușor. Și avem persoane care se gândesc la fonduri de la stat, fonduri private, și, dar suntem deschiși la toți. Atât timp cât își asumă și își doresc să facă o schimbare și înțeleg că e nevoie de timp să duci afacere pe, pe, zero și ulterior pe profit, totul se poate face. Vreau să, fiu și să fac și pe avocatul diavolului să întrebă, bine, bine, și dacă nu merge treaba, ca și antreprenor îți asumi. Captain Vin este un concept care a funcționat la Cluj, pe locațiile alese de noi și avem pe bază lor know-how. Adică avem o cafenea care e lângă două universități, două licee, avem trei angajați acolo. Ăsta e modelul de business. Tu va trebui să-ți faci business plan, să vezi care ți investițiile, câte cafele trebuie să vânzi pe zi, pentru că la urmă urmei tu îți asumi că acea locație e bună. Noi putem să spunem, Bianca, nu-ți recomandăm aici, dar dacă tu ai încredere în tine și în potențialul tău, ok, eu vreau aici, îți asum, pentru că în antreprenoriat nimeni nu-ți garantează nimic și cine-ți promite că o să faci proficiune, probabil e ceva acolo ascuns. Dar nu promitem nimica. Noi te ajutăm să deschizi, suntem acolo lângă tine și când nu-ți merge, pentru că tu vei plăti taxe către noi pentru ca să te promovăm pe tine. Suntem acolo ca să trimitem oameni să vedem de ce nu merge de ce sunt minusuri pe inventar și mai departe. Dar tu, ca antreprenor, îți asumi profitul și eforturile. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile legate de franciza Captain Bean și te așteptăm la noi. Cu, cu mare drag. Îți mulțumesc tare mult de invitație. Ne vedem pe net.